Așadar, astăzi vorbim despre afecțiuni respiratorii, nu doar la oameni, pentru că oamenii, știm, suntem cu problemele zilei, dar iată și animalele au afecțiuni respiratorii. Da, în această perioadă se vorbește mult despre pandemia de coronavirus și aceste probleme respiratorii, afecțiuni ale căilor respiratorii și ale plămânilor, apar și la animale. Bineînțeles, nu produse de aceiași virus, alți virus, nu? Sunt alți virus, dar ați văzut că în zilele noastre foarte ușor trec peste granița de specie. Un virus poate să treacă de la un animal la om sau invers, de la om la animal. Și de aceea au devenit foarte de actualitate aceste infecții respiratorii și infecții pulmonare. Toată lumea în ziua de astăzi vorbește foarte mult de astfel de infecții respiratorii. Infecțiile respiratorii pot și afecțiunile respiratorii și pulmonare pot să fie de natură microbiană, poate să fie un virus, o bacterie, o micobacterie, pot să fie iritări ale unor substanțe chimice și pot să fie și pe fondul unor alergeni, substanțe alergice care provoacă iritări ale căilor respiratorii. În contextul acestor afecțiuni, firma Ronvac a creat un sirop care se administrează ca adjuvant în infecțiile respiratorii și care conține trei plante, a zice, minune. Aceste plante sunt preparate sub formă de decoct și introduse în acest sirop. Le voi enumera pe rând. În primul rând, lemnul dulce are un efect antiviral și antibacterian consacrat. El poate să distrugă infecțiile pe bază de virusuri sau de bacterii. Pe lângă acesta am mai folosit pătlagina, care are un efect emolient și un efect de refacere a mucusului distrus în urma infecțiilor, și am introdus și valeriană, care este o plantă care are un efect liniștitor în cazul unor crize de tuse foarte mari. El reușește să calmeze animalul bolnav. Am avut mare succes cu acest sirop de tuse, este recomandat pentru animale de companie, este foarte căutat de crescătorii de porumbei, se poate administra și la rumegătoare și la suine, deci este un produs de succes al firmei Ronvac. Diferă modul de administrare de la o specie la alta? Nu, diferă doar doza care se administrează, dar el se poate administra sau prin brevaj cu o seringă fără ac să se administreze la baza gurii, sau se poate administra direct în hrană și sau se poate dilua în apă și să se administreze în apa de băut. El are un gust plăcut, nu este refuzat de animale, este chiar un produs foarte bine tolerat de animale. Spuneați că este un produs adjuvant, el deci trebuie făcute și tratamente de altă natură, nu? Dacă medicul administrează antibiotice, el ajută aceste antibiotice la combaterea unei infecții. Uneori se poate, dacă infecția nu este foarte puternică, se poate administra doar acest sirop de tuse, tusifug. De unde se poate achiziționa produsul? Produsul se găsește în rețeaua de distribuție al firmei Ronvac. Avem depozite în toate județele țării sau în farmacii care au contracte de colaborare cu firma Ronvac. Se recunosc ușor aceste firme, au câte un banner, câte ceva, un anunț al firmei Ronvac la intrare. Deci se pot găsi în aceste farmacii de uz veterinar. Este folosit și de oameni. Poate fi folosit și oameni? Poate fi folosit și de oameni, deoarece sunt niște plante care au fost verificate, au efect clar asupra afecțiunilor respiratorii la om și mai ales în contextul acestei pandemii de coronavirus, poate să ajute foarte mult oamenii în situația unei contaminări cu coronavirus. Deci e de sezon, să zic e așa. E de sezon, da. De-aia am și adus discuția acestui sirop de tuse
legat de contextul pandemiei de coronavirus. Ca să ne ferim de un asemenea, de afecțiunile respiratorii, cum ar trebui să protejăm animale? Există și prevenție? Da, prevenția, în primul rând, trebuie să efectuăm o decontaminare sau o dezinfecție a habitatului animalului respectiv. De aceea, Ronvac vine în întâmpinarea crescătorilor de animale sau a posesorilor de animale de companie cu un produs minune, Purseptul, care conține o substanță care, în contact cu apa, eliberează clor foarte activ. În prospect este trecut dozajul, câte pastile efervescente de Purcept se introduc la un volum dat de apă și cu el se pot dezinfecta adăposturile, echipamentele pentru mulți, pentru diverse tratamente ale animalelor, echipamentele medicale. De asemenea, se poate dezinfecta apa din fântâni, apa de băut pentru animale. Clorul activ reușește să distrugă o gamă foarte largă de virusuri, de bacterii, micobacterii, fungi și după ce își face treaba, el dispare și rămân toate curate și dezinfectate.